Salutare, prieteni! În acest videoclip am pus puțin îngrășământ natural, doloflor. Este bun și pentru legume, dar și pentru vița de vie. Conține calciu, magneziu, potasiu, deci mai multe substanțe care sunt necesare la legumele din solar, atât și cât și la vița de vie, pentru a se dezvolta foarte bine. Eu aici am pus câte o mână la fiecare. Aici, în solar, pentru roșii am pus înainte, am pus și am băgat motosapa. Dar aici, la fița de vie, trebuie să pun separat. Pentru că aici n-am putut să bag motosapa și aici am făcut cu sepelica. Deci am săpat să nu tai rădăcinile la vița de vie. Deci voi pune câte puțin acum, la fiecare în parte. Voi pune apă să se dizolve foarte bine. Este recomandat să punem, sunt special în solar la roșii, ardei, pentru a avea o creștere foarte bună. Acum voi pune puțin apă să se dizolve foarte bine, să intre acest îngrășământ, să se intre la rădăcină. Deci este recomandat să puneți, dacă aveți, și afară în curte, dar și în solar, este recomandat să puneți acest îngrășământ. Pentru că va ajuta foarte mult planta să crească, să se dezvolte foarte bine. Ceea ce și eu aici am pus pentru vița de vie, ca acești altoi să crească, să se dezvolte foarte bine. Aici urmează acum să pun primele roșii, Paris. O să pun decât un rând, pentru că aceste roșii nu prea sunt recomandate să le punem în solar, pentru că au creșterea decât 5-6 legături și după aceea trebuie să le dăm afară. De aceea o să pun acum decât pentru un singur rând, pentru a avea până când se vor face cele de toamnă. Deci care au creșterea nedeterminată. Vă mulțumesc pentru vizionare și dacă acest videoclip a fost de folos, vă puteți abona la canalul meu. Sănătate, numai bine, la revedere!